Bun găsit! Cu toate că toamna este tot mai aproape, termometrele arată în continuare temperaturi caniculare. Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, iar datele nu sunt îmbucurătoare. România va fi lovită iar de un val de căldură, iar disconfortul termic va fi accentuat. La munte însă, cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate și eventuale averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor situa în general între 27 și 38 de grade, iar cele minime între 11 și 24 de grade, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie.